la băiță să ne schimbăm romantic. Cum la băiță? Aici, de față cu toată lumea. Nu, no, păi ies bijuteriile prin body-ul ăsta, uite și tu. Stai aici. Puțin, băi. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Alături de noi este Ana Baniciu, care a venit să ne facă diaroșănie. Băi, deci știi care e faza? Eu am organizat pe Instagramul meu, personal, așa. Un concurs în care dădeam niște body-uri cu CSF, piesa pe care eu am lansat-o, ultima mea piesă lansată. Băieții s-au băgat, uite, am zis să dai tag unui prieten, știi? Unei prietene, că erau body-uri de femei, evident. Așa. Păi, dar nu cred că există body-uri de bărbați. Există, acum. Eu cred că există. Și acest băiețaș minunat pe nume Radu Țimbul că s-a gândit să-i dea tag lui Coțofană și să participe. Eu am luat-o în serios și am venit cu body-urile, vreau să-i văd îmbrăcați astăzi. Ei, ideea e că eu am zis, pentru că după aia Ana m-a tăguit într-un story, am zis, da, mă, Ana, eu dacă vreți, voi, eu fac o poză în body-urile astea, da? Am zis-o mai la mișto, așa, nu mă așteptam chiar să iei de bună afirmația asta și, în al doilea rând, nu mă așteptam chiar să vii la radio dimineața. Am venit cu cel mai mare drag. Păi îți dai seama că dacă te faci de râs, trebuie să te faci să te vadă toată lumea. Am venit ca să te filmez eu personal, să vadă toți. Știi cum e vorba aia? Înainte, acum vreo 10-15 ani, dacă erai prost la tine în sufragerie. Acum ești prost, te știu țara întreagă. Întâi și întâi, oamenii noștri, eu vreau să vă arăt cum arată muncii aceste body-uri. Voi scuze, el n-am mai avut, deci este M. E cea mai mare mărime pe care am avut. Uitați-vă, oamenii noștri, intrați puțin pe Facebook. În acest moment eu țin în mână un body, da? Pe care trebuie să-l pun și pe mine. După aia valabil și pentru tine, Radu. Păi nu, că îl punem împreună, stai liniștit. Nu încăpeți amândoi acolo. Asta zici că mai mult face parte. Păi eu am body-ul meu. Din trusou ăla pentru bebeluși. Da. I love my mom. Și știi, scrie că să fân, hai că să fai, că s-a născut copilul, gata, nu mai ce să mai faci. Hai că mi se pare că voi o cam lungiți, așa, fapte, nu vorbe. Deci, cum faceți? Ducem provocarea asta la bun sfârșit. Noi vă așteptăm aici, abia așteptăm. Hai la băiță să ne schimbăm romantic. Cum la băiță? Aici, de față cu toată lumea. Nu, păi ies bijuteriile prin body-ul ăsta, uite și tu aici. Stai puțin, băi, da. Cu totul alte gânduri aveam despre mine când eram mic în legătură cu vârsta de 30 de ani și iată-mă într-un body în timpul serviciului, un body alb. Ca hai mă să că te prinde bună. Foarte bine, chiar stă bine. Ești. Puteți absolut. Să intrați pe Facebook, pe Pro FM România, acolo unde spre mândria părinților mei sunt deja mii de persoane care se uită, sute de persoane care mă văd acum... Asta e unul din momentele de bucurie cauzate de faptul că pricinuite de faptul că taică-mea n-are Facebook, așa doar maica o să vadă ce progenitură a ajuns să dețină în... Pentru mine pot să spun doar atât, este cea mai frumoasă dimineață. Ana, îți mulțumesc din nou, băieți, sunteți absolut delicioși. Body-urile astea, da. Cred că e groaznic să fii femeie. Te fac să pari mai gras decât ești, de fapt, că eu șuncile astea, vezi? Eu nu le văd de obicei, da. Dar arată-te în toată splendoarea. Ai colăcei, Coțofană, ai colăcei. Da. Poți să te mai strângi, știi? Trebuie să mai dozezi aerul. Important e să nu ții mult aer în tine, știi? Aha. Asta e toată șmecheria. Ok. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Efectele secundare pot include stare de bine, zâmbete, râsete, Insta stories, like pe Facebook, like and share, dă mai tare și mamă ce frumos e! Bine, pa!